Warning. Some viewers may find the following footage deeply disturbing. Bună seara frumoșii mei și bine v-am regăsit! În acest episod vom vorbi despre Kellyanne Bates și monstrul care i-a sfârșit viața încet și sigur. Kelly a fost adolescentă în vârstă de 17 ani care a fost omorâtă cu bestialitate, culmea, de iubitul ei. Practic, fata a fost torturată timp de 4 săptămâni ca mai apoi să fie necată în cadă. Ofițerii din Marea Britanie au declarat că în 15 ani de profesie nu au văzut încă un caz atât de oribil și patologul care a examinat corpul fetei, chiar dacă el a examinat la viața lui sute de cadavre, a descris rănile acesteia drept cele mai rele răni pe care le-a văzut pe un om într-un caz de crimă. De fapt, cazul a fost atât de uribil încât instanța a oferit juraților consiliere psihologică gratuită. Crede-mă că în momentul în care am citit acest caz, am făcut tot posibilul să nu mă enervez, însă aveam atâtea întrebări și încă le am. Însă cine este acest monstru și cum a ajuns să spulbere viața unei fete de 17 ani? De ce autoritățile nu au intervenit? De ce părinții nu au acționat? Sunt întrebări care bântuie încă sute de oameni, însă rămâi alături de mine deoarece va urma să parcurgem această poveste în ordine cronologică. Mare rău să vă zic că nu trebuie să mâncați, însă pentru cei curajoși, poftă bună YouTube! James Smith era un bărbat divorțat și șomer care locuia în Manchester. Căsătoria lui s-a sfârșit în 1980, când soția lui s-a hotărât să nu mai accepte comportamentul violent și toxic, părăsindu-l într-un final. Dacă stăm puțin și analizăm situația, putem observa că omul ăsta are un istoric neoficial destul de mare când vine vorba de violență domestică. Și spun neoficial deoarece nimeni nu s-a dus vreodată la poliție să-l denunțe. Între 1980 și 1982, el a început o relație cu Tina, o femeie în vârstă de 20 de ani, pe care a folosit-o drept sac de box. Chiar mai mult, a supus-o la bătăi foarte severe chiar și în timpul în care ea era însărcinată cu copilul lui. Într-un interviu, ea a declarat și citez: la început mă bătea, din când în când, doar o mică bătaie. Însă, cu timpul a început în fiecare zi. Mă lovea în față, să mă lovea în cap cu scrumiera. Mă lovea cu piciorul în picioare sau chiar între picioare. Spre finalul relației, el a vrut să o omoare, încercând să o nece în cada în care ea făcea baie, însă femeia a scăpat cu viață și desigur l-a părăsit. În 1982, el a început o altă relație cu Wendy, o fetiță care avea doar 15 ani și a devenit următoarea victimă a violenței sale. În timp ce se certau într-un exces de furie, el i-a ținut capul sub apă în chiuveta din bucătărie, încercând astfel să o omoare, însă din nou și această fată a reușit să scape. Smith a cunoscut-o pe Kelly pe vremea când ea lucra ca babysitter și deși fata avea doar 14 ani, el totuși a decis să o curteze. Like, hello, are 14 ani. Și credeți-mă că ei erau perfect conștienți că relația lor nu va fi privită cu ochi bun, tocmai de aceea a rămas una secretă. Absolut nimeni nu știa de existența acestei relații, însă totuși părinții și-au dat seama că ceva este în regulă cu fata lor. Per total, Kelly era un copil bun, pe lângă faptul că era dădacă, ea avea și un loc de muncă la o tabără din piață unde lucra în weekend. A jucat hockey, avea rezultate foarte bune la școală, era harnică și sensibilă, însă totuși ceva s-a schimbat. Părinții au devenit foarte suspicioși în momentul în care fata, pe când avea 15 ani, a ieșit afară într-o noapte și nu a mai dat niciun semn de viață, moment în care părinții au sunat la poliție. Ca în dimineața următoare, se apară ca o floricică susținând că ea a fost cu Rachel, o fată de la școală cu care s-a împrietenit și a stat toată noaptea cu ea. Într-o altă seară, ea s-a întors acasă cu un ochi negru și le-a spus părinților că a fost atacată pe stradă de un grup de fete. Toată lumea era conștientă că minte. Chiar și asta a fost declarația mamei ei. Ea ascunsese relația de părinții ei până într-o zi când mama ei s-a întors de la piață doar ca să-și găsească fata în vârstă de 16 ani stând în bucătărie. Fără să anunțe pe nimeni, fata și-a adus iubitul acasă pentru prima dată, moment în care mama ei a intrat în stare de șoc când a realizat că ăsta e mult mai în vârstă decât fisa. Desigur, nicio mamă nu s-ar bucura că fiica ei minoră se întâlnește cu un bărbat major și nu doar major, ci mult mai în vârstă decât ea, însă nu era doar chestia asta. Exista ceva la acest bărbat ce o deranja profund pe mamă și citez: acesta nu este bărbatul pe care mi l-am dorit eu pentru fiica mea. Îmi amintesc foarte clar că am văzut cuțitul nostru de pâine în bucătărie și am vrut să-l ridic și să-l înjunghi în spate. A fost un gând bizar, de obicei nu m-aș fi gândit niciodată la ceva atât de violent, însă acum stau și mă întreb dacă a fost un fel de așa se le simț. Pentru început, Smith s-a dovedit a fi un partener grijuliu și bine intenționat, ajungând atât de departe încât să-i sune părinții zilnic doar pentru a le povesti ce intenție are el cu fiica lor. Ba chiar mai mult, uneori suna doar să le povestească ce au făcut ei toată ziua împreună afară. Nu a trecut însă foarte mult timp până când Smith a început să devină foarte, foarte posesiv cu iubita lui.
Și tot în perioada asta mama fetei a aflat că amândoi o mințiseră. Inițial, Kelly își prezentase iubitul ca fiind Dave și având 32 de ani, ceea ce era o minciună gogonată. Dave era de fapt James și avea 48 de ani, 48 cu 16. Desigur că femeia s-a dus să-l confrunte pe acest bărbat dubios, însă Kelly a luat apărarea spunând: eu am ales să te mint deoarece eram sigură, dacă tu afli de diferența asta majoră de vârstă, tu te vei opune relației. Când într-un final toată lumea a aflat cum îl cheamă și câți ani are, în loc să o ajute pe fată să scape din ghearele lui, ei practic au început să fie de acord cu această relație și fata a început să petreacă din ce în ce mai mult timp cu el în casa lui. Încep să iau foarte personal cazul ăsta. Fata a început să slăbească, să nu se mai îmbăieze, per total să nu mai aibă grijă de aparența ei fizică, nici măcar nu se mai pieptăna. Și cel mai îngrijorător, fata a început să fie plină de vânătăi și ocazional avea pe ea urme de mușcături, cu toate că mama i-a încercat din răz puteri să o facă să-l părăsească pe acest bărbat, deoarece ea era conștientă că fata era... Kelly pur și simplu a negat și a refuzat să-l părăsească. Mama ei între timp a sunat la poliție și la serviciile sociale, însă deoarece fata avea 16 ani, nimeni nu a putut face nimic. Pe scurt, treaba stătea cam așa. Practic, toată lumea știa că fata este în pericol, însă, teoretic, fata avea discernământul și puterea de a alege și a ales să fie cu el. Polițiștii aveau nevoie doar de atât, o declarație din partea victimei, pe care, desigur, ea refuza să o ofere. Într-o noapte, Kelly s-a întors acasă cu toată fața vânătă și neagră. Altădată a venit cu mâna învinețită. Adevărul era evident, însă Kelly nega în continuare. În noiembrie 1995, fata a abandonat școala și a luat decizia de a se muta împreună cu Smith în aceeași casă și părinții, deși erau sceptici la început, au fost de acord cu o singură condiție: să păstreze legătura cu aceștia în mod regulat. Până la vârsta de 16 ani, Kelly încetase să-și mai vadă familia sau să țină legătura cu ei. În acel an, mama ei a primit o felicitare pentru ziua ei de naștere de la fata ei, însă totuși ceva era ciudat. Cum orice mamă își cunoaște propriul copil, era sigură, nu era scrisul fiicei ei. Ăsta a fost momentul când ea a simțit că ceva nu este în regulă, însă din nou nu a putut interveni. Toată lumea era super îngrijorată, fratele încerca mereu să o viziteze, însă Smith spunea mereu că Kelly este plecată de acasă pe nu știu unde, vecinii întrebau de ea și până la urmă a fost nevoi să o scoată la geam să demonstreze că este vie. Efectiv, de gura vecinului, el a scos-o 5 secunde pe geam și a băgat-o înapoi în casă. Făcând o paranteză, eu nu știu ce putere au avut părinții ăștia, pentru că efectiv eu dădeam foc la ușa aia, eu spărgeam ușa și intram înăuntru. Cu macaraua, cu buldozerul, cu ce vreți voi, eu intram în apartamentul ăla. Dormeam în fața ușii, efectiv, nu plecam de acolo. Practic, în punctul ăsta al poveștii, nimeni nu știa absolut nimic despre această fată decât că era vie, pentru că ăsta tot timpul aducea la geam câte 5 secunde să o vadă toată lumea și o băga înapoi. Însă fata n-avea voie să vorbească cu nimeni, nu avea voie să iasă afară, nu avea voie să ia contact sub nicio formă cu nimeni. Smith a vorbit pentru prima dată cu poliția, susținând faptul că s-a certat cu iubita lui, care în acel moment făcea baie. El a susținut că fata a inhalat apă și a murit, însă când poliția a ajuns în casă, a găsit-o pe fată goală pe pat și casa plină de sânge. În acel moment, Smith a fost arestat. Sper că v-a dat seama, corpul fetei din păcate era neînsuflețit și autopsia a dezvăluit 150 de răni individuale pe corpul acesteia. Aceste răni includ răni provocate prin smulgerea părului din cap, urechilor, sprâncenelor, nasului, gurii, buzelor și organelor, ochii scoși din orbite, răni provocate de mușcături, răni în orbitele oculare, braț fracturat, răni provocate de furculițe, cuțite și foarfecă. Ambele mâini au fost zdrobite, urme de asuri pe coapsă cauzate de fierul de călcat, înjunghiere în cerul gurii, urme de opărire pe fese, respectiv piciorul stâng, și multe alte urme de înjunghiere și răni cauzate de o simplă foarfecă. Acesta era răspunsul de care toată lumea se temea. În ultima lună din viața ei, Kelly a fost ostatică, bătută crunt, torturată și într-un final omorâtă. În tot acest timp, fata a stat legată, practic psihopatul i-a legat părul de un calorifer și de asemenea i-a imobilizat gâtul. Medicul legist a stabilit că ochii fetei fusese îndepărtați cu cel puțin 5 zile înainte ca ea să moară și de asemenea rotulele ei au fost zdrobite astfel încât ea să nu poată să meargă. Un simplu exercițiu de imaginație este suficient să te facă să înțelegi prin ce teroare a trecut această fată. Pe parcursul unei luni să primești practic apă cu porția odată la câteva zile, să fii legată, scuipată, arsă, mușcată. Și toate astea când practic tu nu mai ai ochi. Și cred că cel mai rău este că ea știa că familia este la un pas distanță de ea. Ei locuiau în apropiere de familia ei. Într-un final, când psihopatul s-a plictisit de ea, a dus-o în baie, a pus-o în cadă, a bătut-o cu dușul în cap și mai apoi a necat-o. Pe mine mă îngrozește sincer următorul gând. Fata efectiv era pe jumătate vie, singură, speriată, torturată, și mă doare să știu că undeva în sufletul ei spera ca cineva să vină să o salveze.
Dacă vă vine să credeți, omul ăsta a avut tupeul să nege faptul că ar fi ucis-o pe această fată și a ținut morții să adauge și citez. Îmi făcea viața un iad. De multe ori își bătea joc de mama mea, care este moartă. Se rănea de multe ori singură și mă învinuia pe mine. Într-un final, ajunsese să mă tot șicaneze și să mă provoace, spunându-mi că nu am curaj să-i scot ochii. Așa că i-am scos. Juriul nu a simțit niciun pic de simpatie față de această poveste care este efectiv aberantă și le-a luat mai puțin de o oră să-l găsească vinovat pentru crimă de gradul 1. Judecătorul l-a condamnat la închisoare pe viață cu posibilitatea unui apel după 20 de ani și dacă nu mă înșel, apelul cred că a fost anul ăsta și a fost respins. Vă mulțumesc, dragii mei, că mi-ați fost alături și în această seară. Vă rog frumos, nu uitați să vă abonați, deoarece mai bine de 50% din persoanele care se uită la mine nu sunt abonate. De asemenea, să-mi dați un like sau dislike, comentariu și share. De asemenea, nu uitați că vă aștept și pe Instagram și serverul nostru de Discord. Găsiți toate linkurile de care aveți nevoie în descriere. Apropo, vedeți că aveți opțiune de membru acum cu abonament care pornește de la 99 de cenți. Pentru membrii mei, indiferent de tipul de abonament pe care ți le-ai ales, voi posta videoclipurile în avans cu o săptămână. Adică pe scurt, dacă ești membru, tu o să vezi videoclipul mai devreme cu o săptămână față de restul oamenilor. Eu vă super pup și noi ne auzim data viitoare.